Mădălina, bună dimineața! Cum e să fii înconjurată de bujori astăzi? Țărâncuță, țărâncuță, cu bujor în obrăjor și nu doar în obrăjor, ci și în brațe. Cum să fie, Cove, mă simt minunat. Suntem la 25 de kilometri de București. Am venit în acest loc frumos din Copăceni, locul din care zilnic pleacă sute, dacă nu chiar mii de bujori, care mai apoi ajung în casele noastre. Aflăm mai multe despre florile vedetă ale lunii mai de la domnul Ungureanu Constantin. Bună dimineața! Bună, domnule Constantin, cum facem ca acești bujori să reziste cât mai mult din momentul din care i-am luat? Cel mai bine să fie recoltat în stadiu de boboc, cu un început de desfăcut și după aceea imediat pus și în apă și schimbată apa de cam la două zile. Totodată trebuie făcută o dezinfecție a vasului în care se pun florile. Așa. Cu puțin clor. Puțin clor se poate adauga și în apa în care se țin dar flori. Puțin, să nu puțin, distrugem nu, florile. Nu, nu, foarte puțin, nu, nu. Așa. Și ideal, la fiecare schimbare, să spălăm și vasul. Nu numai în prospătarea apei și spălăm și vasul, pentru că sunt bacterii care înfundă vasele și trebuie să scăpăm de aceste bacterii. N-am făcut nimic dacă am schimbat numai apa și n-am spălat și vasul. Corect. Da? Da. Cât timp ne mai bucurăm de bujori? Cam în jur de 3 săptămâni, o lună. Doar 3 săptămâni? 3 săptămâni, o lună. Noi lucrăm la un program din ăsta să prelungim această perioadă. Noi deja și în luna iulie avem cantități mai mici de prins într-un sistem de păstrare și testări avem de producție chiar din luna martie să înceapă producția de flori. Chiar anul acesta am avut o cantitate mică de flori în luna martie. Vă ținem pumnii în acest sens. Există mai, există mai multe tradiții, superstiții care spun așa, că bujorul aduce noroc și bogăție în casa omului și de asemenea, și pentru mirese este chiar indicat să aveți un buchet format din bujori. Este floarea dragostei? E un trend, mai ales la mirese, să facă buchetele de mireasă cu bujori. Chiar nu se uită, chiar, domnule, adun bujori și din America de Sud. Pentru că poartă noroc în dragoste și ajută la longevitatea cuplului. Au un miros deosebit și am înțeles că nu au un singur miros. Este o gamă largă de culori. Fiecare soi are mirosul lui și fiecare client suportă anumite mirosuri, ca și la parfumuri. Da. Da. Fiecare are un anumit gust. Ce culori avem aici? Roșu, crem, nuanțe de roșu, nuanțe de alb, roz închis, roz deschis, în orice caz, noi avem 60 de varietăți de soiuri. Și aveți și oameni foarte harnici. Ce se întâmplă aici în stânga noastră? Păi acum suntem în plină desfășurare activității de recoltare. Așa e acum. Restul anului rămânem numai noi, familia și atât. Da. Vă mulțumim tare mult că ne-ați primit. Îmi spuneați adinaur că cei mai fideli cumpărători rămân femeile și nu bărbații. Femeile întotdeauna, 80% din clienții noștri sunt femei. Și sunt așa de fericite când primesc o floare, mai ales de la un bărbat, încât noi bărbații știm prea puțin să facem o femeie fericită. O femeie poate fi foarte ușor făcută să zâmbească. Vă mulțumim mult de tot, așadar, dragii mei, domn, data viitoare când îi veți spune te ador, oferiți-i și o floare de bujor. Cove, mă întorc la tine. Da.